stat în domnul Jorgon Fionescu să o facă ocazia cu care noi, toți consilierii prezenți, îi mulțumim pentru serviciile acestea. Vă rog, domnul Socurile. Mulțumesc, domnul președinte. Constat că, referitor la acest proiect de hotărâre, constat că monitorizarea se impune în urmă unui control al curții de conturi, care a consemnat într-un proces verbal măsurile care se impun. Întrebarea mea este următoare. În referatul care mi-a fost prezentat, numărul 108 din 9 iulie, prin care s-a luat la cunoștință măsurile ce se impun în urma controlului efectuat de către curtea de conturi, dacă cuprinde absolut toate măsurile consemnate în procesul verbal de control, numărul 13.400.